E o nouă zi, soarele a răsărit. Sunt atâtea lucruri de învățat, povestit. Suntem Ricky, da! Baby Ricky, da! Spre o nouă provocare ne vom îndrepta, da! Chiar dacă ești mic, ești pitic, curajos, un explorator neînfricat și curios. Hei, suntem Ricky, da! Baby Ricky, da! Jocul nostru multe lucruri noi te va învăța! Codașul. Bună ziua, copilași! Salutare! Unde vă duceți? Să dăm zăpada de la Polul Nord! Uite, vezi? Acolo este extrem de frig, așa că ne-am echipat! Foarte bine! Aici erai, de ce nu ești îmbrăcat încă? Mi-am căutat Sania. Mergeți voi, o să vă prind din urmă. Bine, Ariciu, te vom aștepta la Polul Nord. Mergem la pol, este atât de frig și plin de zăpadă. Rum-bum-bum-bum. Deci, cizma potrivită pentru zăpadă este pentru piciorul drept. Și aceasta este cizma stângă. Am nevoie de cizme pentru zăpadă. Dar ce văd eu aici? O mărgea frumoasă, la fel ca luna. Ia spune, ești gata? Mi-am găsit cizmele pentru zăpadă. Grăbește-te! Unde mi-e pălăria? E posibil să nu fie suficient de călduroasă. Aceasta... Acum, mănușile. Acum sunt gata pentru aventură. Ce? Unde este polul? Ariciu, te-am așteptat și așteptat, dar apoi am îndepărtat toată zăpada. Acum este o junglă. Olu, eu mi-am adus și Sania. Mă duc să mă schimb. Ariciu, așteaptă! Ninge! Este iarnă din nou! Ar fi bine să ne echipăm sau să înghețăm. Hai să nu mai pierdem vremea, să începem să săpăm. Cei care se îmbracă repede au timp pentru joacă și distracție. Îmbrăcatul și dezbrăcatul. Supa! Se pare că puloverul este puțin prea mare pentru tine. Dar înseamnă că-l pot da jos ușor! Ne îmbrăcăm și apoi ne dezbrăcăm. Nu vrem să pierdem timp prea mult în dulap alergând. Ba, ne îmbrăcăm, ba, renunțăm. Și dintr-o dată îmbrăcați apărăm. Ne îmbrăcăm și apoi ne dezbrăcăm. Și nu râdem de nimeni sau de cum arată. Nu, noi ne îmbrăcăm, noi renunțăm. Nu e ușor, de fapt, e o artă. Sopa, spune-mi, pleci la plimbare așa? Nu, sunt obosit. La fel și eu, mai bine îmbrac păpușa. Oh, ce idee bună! Salopetă, cizme, căciula, ular și mănuși. Bună treabă, copilaș! Ura! Acum că ai terminat cu păpușa, ce zici de Sopa? Vara când vine, aș sta doar în mare. Fără hăinuțe e mult, mai mult soare. Când vine iarna cu gerul polar, mă-mbrac foarte bine, îmi pun și fular. Da, ne dezbrăcăm și apoi ne îmbrăcăm. Avem haine curate, da, și colorate, da. A venit timpul, ieșim, ne distrăm. Doar dacă știm și să ne încolțăm. Baby Ricky, dacă ți-a plăcut, recomandă și prietenilor tăi. Zăpada.
Bună ziua, copilași! Ce căutați aici? Salutare! Am venit să ne jucăm afară! Hai și cu toții! A? A dispărut lopata! Și de ce este totul atât de alb? A sosit iarna și deci totul e acoperit de zăpadă. Zăpadă! Pandi a dispărut! Trebuie să o salvăm pe Pandi! Pandi este acolo! Și iată și lopata! E amuzant să te joci în zăpadă! Să ne jucăm! Ai grijă, nu ai voie să patinezi fără un adult. Dar azi am să fiu eu cu ochii pe tine. Trebuie să ai grijă. Oh nu, Pandi a dispărut din nou. Nu a dispărut, s-a blocat în zăpadă. Bună treabă, copii! Astăzi voi v-ați distrat de minune jucându-vă în zăpadă. Și am aflat ce este zăpada. Iarna. Ariciu, care e cel mai friguros anotimp dintre toate? Iarna, desigur! Iarna a venit, ura! Ninge peste casa mea. Iar copacii și mașina toate s-au ascuns sub nea. Fulgii mari plutesc ușor. De zăpadă ne-a fost dor să ieșim să ne jucăm. Ninge iar ne bucurăm. Iarna, o învăț pe Rozi să patineze și... Milu, tu de ce nu faci nimic? Dar fac ceva, sărbătoresc Crăciunul. Haine groase, îmbrăcăm și ieșim să ne jucăm. Toată pârtia e albă. Hai cu sania de grabă. Morcovior, cărbun și iată, facem oameni de zăpadă. Fulgii mari plutesc ușor și ne-a fost atât de dor. În omăt să ne jucăm. Ninge iar ne bucurăm. Hai prin zăpadă să pornim la plimbare, să ieșim noi prin zăpadă să pornim. Facem urme când pășim, să pornim. Garderoba. Bună, copii! Ați venit să vă jucați în aer liber? Bună! Da! Salutare! Ne-am adus barca, mingea, lopata, găleata și dulapul. Dulapul? De ce aveți nevoie de dulap în aer liber? Nu e pentru noi, e pentru grohii. Haide, Ariciule! Salutare! Bună, grohii! Ce căutai tu în dulapul acela? Ai cumva jucării? Nu, doar haine. Însă nu știu ce să port. Să mă gândesc.
Păi, ce zici de o bluză, papuci, o eșarfă și pijamale? Pijamale? Nu se poartă pe afară. Atunci, cu ce te îmbraci când ești pe afară? Cu asta! Într-adevăr, e o pălărie drăguță. Dar vântul bate prea tare ca să o poți purta. Ești prea aproape de apă. Grohi? Grohi? Chiar o să stai acolo în dulap să te joci? Nu cred că e o idee bună. De ce nu încerci alte haine? Poate unele mai groase, având în vedere faptul că azi e foarte frig și bate vântul. Ce zici? E bine? Hainele sunt numai bune, Grohi. Acum vezi dacă poți să te și joci în ele. Să mergem! Acum ești gata de joacă. Și e mult mai distractiv să te joci în aer liber atunci când porți hainele potrivite. Joaca în aer liber. Hai afară, hai afară, hai afară. Vrem să ne jucăm din zori până spre seară. Cu mașina, cu mașina, tricicleta, tricicleta sau cu mingea. Ai, ai, ai. Nu e timp pentru odihnă, nu e timp să stai în tihnă. Hai și tu să ne jucăm, ne jucăm. Care dintre voi a ajuns primul? Țopa! Dar ce l-a determinat să fugă așa de repede? Mingea! Supa! Hai afară, hai afară, hai afară, hai afară. Ne jucăm chiar dacă e iarnă sau e vară, da, da. Avem haine potrivite pentru joacă. Ai, ai, ai. Prietenii se adună, ce bine împreună. Hai și tu să ne jucăm, ne jucăm. Și ce bine ne distrăm, și ce mult ne bucurăm. Hai și tu să ne jucăm, ne jucăm! Abonează-te la Baby Ricky și fii primul care urmărește aventurile simpaticilor prieteni!